Iubiți trași, surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 5. Voi citi versetul 4 și 5. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 4 și 5. Să ascultăm acest pasaj biblic. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Amen! Cuvintele Sfântului Apostol Ioan sunt cuvinte care trebuie să ne dea speranță, Că să ne dea curaj și în dimineața aceasta. Este drept că trăim într o lume care ne este ostilă, care se ridică împotriva noastră, împotriva lui Dumnezeu. însă în lumea aceasta noi suntem considerați ca unii care putem să învingem lumea poate să fie învinsă. Vom vedea cum arată lumea, ce este lumea și, de fapt, ce este viața noastră în lumea aceasta. În ceea ce vorbește aici Apostolul Ioan, se vede că suntem într-un război continuu. Și războiul nostru este un război pe căi multiple sau cu dușmani mulți. Este lumea propriu-zisă, adică sistemul de gândire anti-Dumnezeu, pentru că asta este lumea sau chipul viacului, când Biblia spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, se referă să nu cădem victimă conformându-ne la sistemul de gândire anti-Dumnezeu. Deci este chipul veacului, gândirea anti-Dumnezeu. Apoi este diavolul cu toate uneltirile și șirșiretricurile lui care se ridică zilnic împotriva noastră. Apoi este firea noastră pământească, coruptă de păcat, care se războiește cu Duhul Sfânt care este în noi. Biblia spune că Duhul poftește împotriva firii pământești și firea împotriva Duhului. Sunt două lucruri potrivnice. Suntem într-un război, deci continuu, în această privință, în fiecare zi. Și apoi mai este un aspect în care suntem în conflict, în război, este imaginația noastră, este gândirea noastră. De aceea Biblia spune, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos, adică să-l supunem, să nu lăsăm să se cuibărească în mintea noastră. Pentru că un gând la care îi dăm concursul multă vreme devine faptă mai târziu, devine uh, o putere care te robește și care îți ia bucuria mântuirii, te depărtează de Dumnezeu. Creștinul este chemat, deci, în această luptă și nu este chemat să fie înfrânt, este chemat să biruiască. Uh, avem la dispoziția noastră sângele Domnului Isus Hristos ca putere de biruire asupra lumii și asupra celui rău, Apocalips 12 11. Avem la dispoziția noastră autoritatea în numele Domnului nostru Isus Hristos. În numele Lui suntem mai mult decât biruitori, Romani 8 cu 37. Apoi avem făgăduințele lui Dumnezeu, că este cu noi în orice vreme, în orice circunstanță, 1 Corinteni 15 cu 57 și lucrul acesta ne garantează biruința. Prin urmare, n-ar trebui să fim intimidați, n-ar trebui să ne pierdem cu firea gândindu-ne că nu vom putea face față la lucrurile care ne stau înainte. În această dimineață voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj al speranței, al bucuriei. Și mesajul se intitulează, parafrazând cuvintele lui Ioan, născuți să fim biruitori. Născuți să fim biruitori. Așa spune aici, cine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Deci nu suntem născuți să fim înfrânți, ci să fim biruitori. Cum vom fi biruitori împotriva firii noastre pământești, împotriva diavolului, împotriva lumii, a sistemului acesta de gândire anti-Dumnezeu, împotriva gândurilor noastre, cum? Sunt trei lucruri revelate în cele două versete pe care le-am citit din 1 Ioan capitolul 5, versetele 4 și 5, la care ne vom uita în această dimineață și pe care, dacă, lucruri pe care dacă le însușim suntem născuți să biruim. Și primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este acesta. Să recunoaștem că avem o problemă. Câte vreme nu recunoști că ești în război, atâta vreme nu te aperi, atâta vreme nu lupți, atâta vreme lași garda în jos și ești făcut victimă. Satan ne urmărește la fiecare pas, lumea vine cu pasiunile ei, cu păcatele ei, cu durerile ei, cu suferințele ei și cu planul pe care îl are, sigur, instigată de cel rău, cu planul pe care îl are de a ne îndepărta de Dumnezeu și de a ne face să nu vedem bunătatea lui Dumnezeu. Ce face lumea cu oamenii? Ce face lumea cu noi? Sunt câteva lucruri și aș vrea să le urmărim. Un lucru pe care lumea îl urmărește și vrea să fie victimă, nu să fie biruitor, tu ești născut să biruiești, pentru că cine e născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Dar un lucru pe care vrea să-l facă lumea cu noi este să distrugă mărturia noastră creștină. Dacă reușește să distrugă mărturia creștină, atunci cel rău câștigă. Oamenii nu se mântuie. Și și cei ce au fost mântuiți deja pot să dea înapoi. Lumea ar vrea ca tu și cu mine să ne uităm la semenul nostru, care încă nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ca la un lucru dispozabil. Îl poți folosi și îl poți arunca. Haideți să vă dau câteva exemple care sunt sigur că o să vă surprindă. De exemplu, după așa zisul summit sau charter, sponsorat de ONU, Organizația Națiunilor Uitate. Eco 92 Earth Charter afirmă Marea și vasta populație actuală este peste puterea de susținere a lumii și nu poate fi soluționată cu reducerea în viitor a nașterilor prin contraceptive și sterilizare sau avorturi, ci lumea de astăzi trebuie, situația ei, mulțimea ei, rezolvată prin reducerea numărului celor vii. Aceasta trebuie făcută cu orice metodă posibilă la îndemâna noastră. Trăiască ONU. Așa e? Auziți ce spune ONU. Auziți ce spune celebratul politician republican de data aceasta, fostul secretar de stat Henry Kissinger. Citez. Depopularea pământului ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe a Statelor Unite față de lumea a treia. Am chiar citat. Rușinos. Semenul nostru nu este un lucru dispozabil. Te folosești de el și-l arunci. Dispui de viața lui sau ei ca de o insectă. Un alt inteligent, Ted Turner, multimiliardar american. Citez: O populație totală de 250 până la 300 de milioane sau o reducere de până la 95% din populația existenței al lumii existentă a lumii actuale ar fi numărul ideal pentru noi. Dar n-a scris dacă și el între ei exterminați. Cred că nu s-a pus și pe el acolo. este lumea în care trăim, frații mei. Și pe să vă mai citesc o celebritate. După prințul Filip, duce de Edinburgh, în Anglia, citez. Dacă m-aș putea reîncarna, aș dori să mă reîntorc pe pământ ca un virus mortal, ca să reduc populația pământului. Am încheiat citatul. Ăsta nu trebuie să se mai transforme în virus, că deja e virusat la etaj. Are virus la cap. Auziți? <laughs> Și ăștia sunt oameni care domină lumea. Aceștia expun filozofia chipului viacului. Ei vor să ne uităm identitatea noastră, deci să nu, să nu știm ce problem avem cu cei din jur sau cu cei ce nu cunosc pe Domnul, să nu știm cine suntem noi ca fii de Dumnezeu, născuți pentru biruință, să uităm ai cui suntem și să trăim sub privilegiile pe care le avem și surori, doamnelor și domnilor, avem cele mai mari privilegii posibile. Isus este cu noi. Este cu noi în fiecare zi. Să se tot viruseze masonii și uh, toate cercurile politice internaționale, Rockefellerii și uh, mulți alții ca și ei, și Ted Turner și Henry Kissinger, să se tot viruseze, că sunt deja virusați. Ceea ce va rămâne în picioare este Hristos și Biserica Lui. Este Hristos și Biserica Lui. Suntem născuți să fim biruitori. Nu să fim călcați în picioare de o ceată și de o bandă de idioți ca cei din care am citat. Nu. Cel ce va domni în veac este Domnul Gloriei, Iisus Hristos. Și încă ceva, cei ce vor domni în veac suntem noi care credem în El și care suntem născuți ca să biruim. Trebuie să biruim pofta ochilor, pofta firii pământești și compromisul vieții sau de a vieții, unii în cu 15 la 16, care sunt în lume și care lucrează în lume. Apoi, ca să ne admitem problema și să ne recunoaștem problema, după ce vedem cum gândește lumea, trebuie să ne, gândim, să ne uităm cum gândim noi, pentru că eu pot să fiu propriul meu dușman nu semenul tău. Tu poți să fii propriul tău dușman. Ieremia 2 cu 17. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Frați și surori, dacă cei de lângă noi nu ne pot virusa, nu ne pot pune jos, putem să avem noi probleme cu noi înșine. Tu să fii propria ta problemă. Dacă în mintea ta, Gândești ca unul care ai puțină minte, puțină gândire. Gândești împotriva ta, împotriva casei tale, împotriva sufletului tău. Nu te mira că îți merge rău. Nu te mira că dai înapoi. Și nu te mira că ești pipernicit. Nu fi propriul tău dușman. Pentru că Domnul spune, dacă îmi voi întoarce... Fața dinspre tine, care singur te chinui cu păcatele tale și cu frădeleziile tale, vei vedea cât de amar este să experimentezi, să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău. Să te abuzezi singur, să fii necredincios, să fii umplut de răutate și apoi să fii luat în primire de cel rău și starea ta să se facă acum de șapte ori mai rea ca înainte când n-ai cunoscut încă pe Dumnezeu. Prin urmare, tu ești născut pentru biruință, dar noi avem o problemă. Problema este lumea, problema este diavolul, problema este o gândire nestăpânită, problema este echipul viacului, sistemul anti-Dumnezeu în cu căruia trăim și care ar vrea să folosească lumea doar pentru scopurile lor murdare. Animalice, copilărești, oameni care nu gândesc, ca Henry Kissinger, ca prințul acesta de Edinburgh, ca liderii din ONU, ca centrele masonice care vor să conducă și să controleze uh, istoria pământului, starea popoarelor, fiecare individ, fiecare suflet, fiecare persoană, nu este considerat altceva decât. Un bun folosit pentru scopuri personale de altcineva și apoi ca un scutec, dispozabil, aruncat, omorât. Nu tot așa se uită Dumnezeu la tine. Dumnezeu se uită la tine și la mine cu milă. A văzut în ce luptă suntem și a văzut în ce zbatere suntem. Și ne-a pus la dispoziție o, o experiență unică. Să ne naștem a doua oară, să ne naștem din Dumnezeu. Și cine e născut din Dumnezeu, cine e născut din nou, biruiește lumea. Biruiește lumea. De ce? Pentru că devine un fiu al cerului, un fiu al împărăției lui Dumnezeu. Și prin noua identitate pe care o are, este hotărât pentru biruință. Este destinat să dureze etern. Este destinat să moștenească etern împreună cu Isus Hristos, glorie Domnului. De aceea uite-te în jurul tău și recunoaște problemele pe care le ai. Și una din probleme poți să fii tu personal, tu, așa cum a spus profetul Domnului prin Ieremia, tu singur te chinuiești cu păcatele tale. Al doilea lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este, dacă ai recunoscut problema, recunoaște promisiunea lui Dumnezeu. Recunoaște promisiunea lui Dumnezeu. Ioan ne vorbește despre biruință. Dacă ne-a vorbit despre biruință, înseamnă că biruința este posibilă. Cine e născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Biruiește pe diavolul. Biruiește pofta firii pământești. Biru biruiește gândirea aceasta anti-Dumnezeu. Dacă ne uităm la exemplele din Scriptură, acolo avem Încurajarea cea mai mare pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Iosif a fost vândut de frații lui. Deci, familia s-a ridicat împotriva lui. Iosif a fost închis pe nedrept, acuzat pe nedrept într-o țară străină. Dar Iosif a ieșit de acolo biruitor, pentru că dacă cineva citește cu atenție viața lui Iosif, una din expresiile care se repetă mereu este aceasta. Dar Domnul era cu Iosif. L-au vândut, dar Domnul era cu Iosif. L-a cumpărat sclav, potifar, dar Domnul era cu Iosif. L-au închis pe nedrept. Și acolo în închisoare Biblia scrie, dar Domnul era cu Iosif. Și Iosif a ajuns prim-ministru în Egipt, al doilea după Faraon. A ajuns salvatorul poporului evreu care era în formare. Și Iosif a fost un om care a vorbit prin credință și despre moartea lui. Eu voi muri, dar când vă va strămuta Dumnezeu de aici, ce a zis? Luați și oasele mele și le duceți și le mormântați în țara părinților noștri, Avram, Isaac și Iacob. Oasele lui Iosif predicau în fiecare zi. Predicau în fiecare zi. Sarcofagul acela, cu mumia lui Iosif, pentru că a fost prim-ministru, l-au mumificat. După rânduiala egipteană. A fost personalitate, nu? Și acolo unde era sarcofagul lui, oricine se uita dintre evrei, își aducea aminte Iosif a zis că Dumnezeu ne strămută de aici și nici pe el, nici oasele să nu le lăsăm aici îi duce mumia în, în Canaan oasele acelea predică și astăzi într-o zi, nici aici pe pământ nu ne stau bine oasele pentru că Dumnezeu ne va învia și ne va transforma în împărăția lui, glorie Domnului evreii au fost robi în Egipt dar Domnul era cu ei Dumnezeu le-a adus libertatea. Le-a adus libertatea. David a fost doborât de păcat, dar Domnul i-a dat iertare. Uitați-vă la psalmul 51, la psalmul 32. Acolo trebuie să fie speranță pentru tine. Dacă ai lunecat, dacă ai păcătuit, dacă ai greșit, Dumnezeu, prin pocăință, te ridică iarăși. Promisiunea Domnului este că sângele Domnului Isus Hristos ne curățește de orice ce păcat, dacă ne întoarcem la Domnul câte vreme suntem în viață. Și atunci nu există probleme în care să nu fi biruitor. Daniel a fost în groapa cu leii, dar, cum spunea cineva, dacă a stat în groapa cu leii, însemnează că n-a stat cu mâinile încrucișate. Eu cred că a stat acolo rugându-se, rugându-se lui Dumnezeu și crezând pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a dus să închidă gura leilor, iar Daniel nu i-a după aceea ca să uh, îi determine să-l muște înapoi. Uh, s-a rugat Domnului, a spus, Doamne, ține-le gura închisă. Iona a fost în pântecele peștelui dar și de acolo, Domnul l-a eliberat. Pentru că, măcar că el era în pântecele peștelui cu trupul, sufletul lui era în locuința morților. Pentru că spune că am coborât până la barele pământului, la zăvoarele pământului. Și de acolo s-a rugat, din locuința morților, sufletul lui s-a rugat, pentru că trupul lui nu s-a putut ruga în pântecele peștelui. Și Dumnezeu i-a auzit rugăciunea de acolo, Așa a vrut Dumnezeu să fac această minune cu Iona, minune care să vorbească apoi mai târziu despre moartea Mântuitorului nostru Isus Hristos, locuirea Lui în pământ ca și Iona în pântecele pește Lui și învierea Lui din morți. Dumnezeu te ridică și din moarte. Dumnezeu m-a ridicat din moarte pentru că Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui este că din ce o lui, de aceea poți să ai speranță în biruință. De ce poți să ai speranță în biruință? Poate ai auzit cea mai teribilă veste din partea doctorilor. Nu mai există speranță. Omenește, de prea multe ori ajungem în situația în care nu mai există speranță. Nu numai de sănătate, de orice circumstanță. Nu mai există speranță. Nu există cu oamenii, dar există cu Dumnezeu. Pentru că suntem născuți din Dumnezeu. Suntem născuți să biruim. Suntem născuți să biruim. În al treilea rând și în ultimul rând. Deci recunoaște problema, recunoaște promisiunea și recunoaște principiul cu care trebuie să lucrezi. Și care este principiul acesta? În cuvântul lui Ioan, principiul este credința. Pentru că aici spune el și ceea ce câștigă biruința asupra lumii. Este credința noastră. În viață umblăm prin credință. Este. Credința, frași și surori are două laturi pentru noi, pentru credincioși. Prima latură este, este, să o numim așa, ca să mă înțelegeți mai bine, aspectul natural al credinței. Dumnezeu a pus credință în noi din momentul în care ne-am născut. De exemplu, copilul, chiar dacă nu vorbește, cum spun eu acum, are credință că în brațele mamei și în brațele lui tata este siguranță pentru el. Nu? Asta este credința copilului, de aceea se aruncă în brațul lui mama, în brațul lui tată. Apoi, noi în fiecare zi umblăm natural prin credință. Te urci în avion și nădejduiești că ajungi dincolo, nu? <laughs> Este ceva natural. Mergi la doctor și ai speranță, ai credința că detectează problema și are și remediu pentru ea. Te duci la farmacie, cumperi medicamentul acesta despre care n-ai auzit niciodată și ai credința că folosindu-l, dacă nu te amețește, te face bine. Și lucrează, de cele mai multe ori lucrează. Dar al doilea aspect al credinței, despre care vorbim noi, și este principiul care lucrează în viață, este că noi trebuie să știm și să credem că prin naștere din nou, noi ne-am pus credința nu în ceva natural, ne-am pus credința în Isus Hristos. În Isus Hristos. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. În ziua când cuvântul Domnului ne-a convins că suntem păcătoși, fiindcă așa se naște credința în urma auzirii cuvântului. Și în ziua în care, în aceeași zi, Duhul Sfânt ne-a convins că din starea de păcătoșenie nu putem să ieșim decât numai acceptându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, am primit o credință supranaturală, o putere supranaturală în noi. Cu această putere supranaturală putem să lucrăm ca să fim biruitori în trei aspecte distincte sau din trei perspective distincte. Primul, credința face disponibilă prezența lui Dumnezeu. Credința face disponibilă prezența lui Dumnezeu. Când crezi în Cel ce te-a născut din nou și te rogi lui, Dumnezeu este prezent acolo cu tine ca să te ocrotească. De exemplu, despre marele uh, evanghelist, om de știință și explorator David Livingstone, secolul al XIX-lea. El este cel ce a evangelizat parte din Africa și a cartografiat, fiind foarte un, băiat, un bărbat foarte inteligent, a desenat, a făcut hărți cu țările din Africa, râurile din Africa, munții, pădurile, a umblat pe jos în timpul acela, nu? Printre triburi de oameni necivilizați, care trăiau în stare de sălbăticie, necunoscând pe Domnul, unii dintre ei chiar canibali, și viața lui a fost în permanență într-un pericol, un pericol constant. În biografia lui David Livingstone se spune că, după ce s-a întors în Anglia, la Londra, societățile științifice britanice l-au celebrat. Au făcut o adunare în cinstea lui și i-au dat tot felul de onoruri pentru faptul că uh, a contribuit la uh, descoperirea continentului african, la cartografierea continentului african, uh, însemnări speciale despre cultura uh, poporilor, ce trebuie făcut în Africa la vremea aceasta, aceasta, și pentru faptul că a dus cuvântul Domnului la aceste triburi, la aceste popoare. Și una din întrebările pe care le-au pus lui David Livingstone a fost aceasta. Domnule Livingstone, ați fost, v-ați simțit vreodată în pericol în Africa, în toată perioada în care ați făcut explorările pe care le-ați făcut? Și David Livingstone a spus, în fiecare zi am fost în pericol de moarte. Și cum ați continuat, domnule Livingstone? Atunci. Și a spus, singura mea soluție a fost să-mi aduc aminte cine sunt. Eram fiu de Dumnezeu și prin credință l-am văzut tot timpul pe Iisus Hristos lângă mine, ocrotindu-mă, mărit să fie Domnul. Primul lucru pe care îl face credința, ca să fii biruitor, accesează prezența lui Dumnezeu. Și aceasta te mângâie, aceasta îți dă liniște. Te mângâie, îți dă liniște. Prezența unui mai mare decât tine îți dă liniște. Niște părinți povesteau din viața copilului lor. Părinți credincioși. Copilul lor era un copil cu minte, învăța bine la școală, nu era crescut prea. Puternic fizic, în raport cu ceilalți copii, și pentru că era mai mic, era ținta, bat jocuri și era bătut de multe ori. Că în fiecare școală este un bully, este unul care. Asta e plăcerea, să bată, să lovească. Și copilul s-a săturat să fie bătut la școală și să fie umilit și a spus părinților: Eu nu mă mai duc la școală asta, pe mine să mă schimbați că mă duc acolo și cu tare la mă bate în fiecare zi. Îmi ia mâncarea și părinții au spus, nu vrem să te schimbăm acum de la școală, tu trebuie să te porți de așa manieră încât să-i câștigi pe, pe copii să-ți fie prieteni și să știe că tu ești un copil al Domnului. Tati, mami, le-am spus, da, tot mă bat. <laughs> și a zis, Uite, cine e mai, cine mai rău? Și a spus, ăla este mai rău. Ăla mă bate aproape în fiecare zi. Ok, uite, facem o experiență. Mâine, mama și tata îți spune două sandvișuri cu tine la școală. Și când ajungi la școală, celui care este cel mai rău cu tine spune, uite, eu am două sandvișuri. Vrei să mănânci tu unul? Cel câștigi. De silă, de milă, copilul trebuie să meargă la școală. <laughs> I-au pus două sandvișuri și uh, s-au urcat în autobuz, au dus la școală. Cum a ajuns la școală? Cine l-a întâmpinat? Bully. Uh, era bine făcut, nu? Huliganul. I-a uh, venit deja în față. Și acum el se pregătea să să-i spună de sandwich, dar acest bătăuș s-a uitat la el și a început să se dea înapoi. A început să se dea înapoi. Și copilul s-a mirat, cum de se dă înapoi? Că de obicei s-a aruncat asupra mea. S-a dat tot, tot, mai tare, tot mai, tot mai înapoi și când l-a văzut copilul, a fost mai cu curaj. Și-a scos sandvișul din uh, geantă și a fugit la el și a zis: Vreau să-ți dau un sandwich, că eu am două. nu îmi trebuie. Ia mănâncă, că uite, eu am două. Și când i-a întins sandvișul, copilul s-a uitat să vadă ce fac ceilalți, Dar când s-a uitat, de ce s-a dat înapoi uh, băta acesta? Era tatăl copilului în spatele lui. Tatăl a zis, nu-mi las eu copilul singur, mă duc să vedem despre ce este vorba, să-l cunosc și eu și să vorbesc și cu directorul școlii, cu principalul școlii. Și când bătăușul acesta a văzut pe tata copilului în spatele lui, copilul nu știu că tatăl îl urmărește și face această experiență. Sigur că nu s-a mai legat de el și s-a făcut liniște de acolo încolo. Credința, lucrează în felul acesta. Accesează prezența lui Dumnezeu. Dacă este cineva de care cel rău se teme, este Dumnezeu. Este Isus Hristos. Numele Lui, când se aude, tremură iadul. Tremură toată împotrivirea. Pentru că Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este autoritatea. Și aduceți-vă aminte de un verset din proverbe care spune Strigătul unui împărat este ca răgnetul unui leu. Când vorbește Isus, este ca răgnetul unui leu. Și degeaba diavolul face, cum zice Apostolul Petru, răgnește ca un leu. El își dă seama că nu e leu. E numai șobolan cu amplificare. Și de aceea trebuie să se dea în spate. Pentru că cel ce biruie și are putere de plină este singurul leu, leul din Iuda. Iisus Hristos, glorie Domnului. Apoi, al doilea lucru pe care îl face credința, după ce accesează pute -ă, prezența lui Dumnezeu, credința deschide și accesează puterea lui Dumnezeu. Nu numai prezența, și puterea lui Dumnezeu. Este același apostol Ioan care spune în 1 Ioan 4 cu 4, că ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, dar că noi fiind născuți din Dumnezeu. Notați acest lucru născuți din Dumnezeu, am devenit templul lui Dumnezeu. Și în noi locuiește, frați și surori, doamnelor și domnilor, plinătatea Tatălui Ceresc, plinătatea lui Isus Hristos și plinătatea Duhului Sfânt. Cele trei persoane din Dumnezeu locuiesc în Duhul nostru. Și de aceea Ioan are acest curat să spună un adevăr extraordinar. Mai mare este cel ce locuiește în noi decât cel ce locuiește în lume. Credința face accesibilă manifestarea puterii lui Dumnezeu din noi. Credința. Și această putere ne ocrotește. Această putere ne, ne dă speranță și dacă trecem prin foc, să putem să, să, putem să rămânem în picioare și să putem să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte și soția a fost martoră, așa ce eu vă spun, eram în România și printre membrii bisericii pe care am avut acolo la Ploiești a fost această familie dintr-o comună de lângă Ploiești, Lipănești. Și tatăl din această familie a murit. A murit în 30 decembrie. Și în 30 decembrie, nu, când toate lucru, locurile și publice și toate serviciile se închid, că lumea intră în, într-o mini-vacanță de anul nou, a fost un lucru foarte dificil pentru mine să pot să înmormântez pe fratele nostru care a plecat acasă la Domnul. Era prima înmormântare de credincioși în localitatea aceasta. Prima înmormântare de credincioși. Am fost pe la toate forurile, până la inspectorul de culte, până la preotul Bisericii Ortodoxe. Nu era cimitir în, pentru credincioși acolo și n-au vrut să-mi dea voie să-l îngrop. Dar ce să faci cu mortul? Mortul tot trebuie să îngropat. Nu? Și în ziua de anul nou după serviciul divin de la biserică, ne-am dus la mormântare în comun aceasta, cu corul bisericii, cu... Toată biserica a venit, au venit satul, cred că au fost vreo 5-600 de, de, de oameni acolo, a fost o curiozitate că au pocăiți în mormântare. Mi-aduc aminte că vesteam cuvântul Domnului și în timp ce vesteam cuvântul Domnului, băieții mortului, care erau din necredincioși, niște oameni solizi, bine făcuți, uh, au venit cu preotul din sat, din comună. Aveau la ei uh, securi, uh, sape, uh, coz de securi, coz de sape, au venit gata pentru război, pentru că erau și uh, sub influența alcoolului, împreună cu preotul din sat, din nefericire. Și unul dintre uh, băieții aceștia au venit la mine, în timp ce predicam cuvântul Domnului. A ridicat pumnul și m-a înjurat foarte urât și a zis, mă, dacă nu-ți închizi gura acum și mai spui ceva despre pocăința voastră, te omor aici în fața tuturor. Și sigur am fost într-o într într situație penibilă. Oamenii se uitau să vadă ce se întâmplă. Și ceea ce mi-a venit în gând în clipa aceea a fost puterea lui Dumnezeu. Pentru că în gând, fără să mă opresc din vorbire, spre gloria Domnului spun, în gând m-am rugat și am zis așa, Doamne, tu ai spus că ne aperi din orice loc. Eu blestem puterea aceasta demonică în numele tău. Și te rog, făl neputincios pe omul acesta. Păi atâta m-am rugat în gând. Nu știu ce a văzut, fraților, doamnelor și domnilor, nu știu ce a văzut. Pentru că a rămas cu mâna ridicată în sus, s-a uitat la mine cu o groază de parcă uh, era o știre de îngeri în spatele meu. Și tot spunea ceva, da, da, s-a dat înapoi, s-a dat înapoi s-a dus soția lui la el, era o femeie mică, măruntă, și dacă nu m-a lovit pe mine, și-a lovit soția, a sărit prin aer sărăcuța, cu cu, 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 brutalitatea lui, cu pumnul lui puternic. A intrat preotul peste noi și a luat mortul și s-au dus cu el. L-au băgat în biserică să-l sfințească, că altfel nu putea să intre în cimitir. Dar a rămas pentru mine Faptul acesta, că Dumnezeu m-a ocrotit, puterea Domnului a fost acolo. Numele Domnului pe care l-am rostit împotriva celui rău l-a făcut să fie neputincios. Într-adevăr, este putere. Mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Și dacă ești în situație de moarte. Și apoi, în final, deci pe lângă disponibilitatea prezenței lui Dumnezeu, pe lângă accesarea puterii lui Dumnezeu, este credința, ne aduce aminte de planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este spus în Apocalips 11 cu 15. Într-o zi, frate și surori, doamnelor și domnilor, într-o zi, foarte scurtă de aici încolo, Cuvântul Domnului spune că toată puterea lumea acesteia a trecut în stăpânirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Vine vremea când scăpăm de, scăpăm de lume, Scăpăm de fire, scăpăm de gândire murdară. Lumea aceasta va fi transformată, schimbată, și cei ce au rămas născuți din Dumnezeu și au rămas biruitori, născuți ca să fie biruitori, aceștia vor moșteni împreună cu Isus Hristos. El va face o lume nouă: o lume a binecuvântării, o lume a păcii, o lume a bucuriei, o lume în care. Tot cosmosul acesta va fi la dispoziția noastră. De ce? Pentru că vom fi ca Domnul. Vom fi ca Isus Hristos. Crezi tu lucrul acesta? Poate în ziua de astăzi, în dimineața aceasta, ești amărit în suflet. Nu uita acest mare adevăr. Ești născut ca să biruiești. Ești născut ca să biruiești. Pentru că ești născut din Dumnezeu. Oricine, deci nu numai eu nu numai apostoli, oricine, aici este și numele tău, este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Mă rog, Domnului, ca aceste cuvinte să ajungă la inima ta și tu și cu mine să fim în adevăr oamenii aceia a căror trăire biruitoare să influențeze pe cei din jurul nostru pentru ca și ei să se întoarcă la Domnul și și ei să fie biruitori. Amin!